ca să te ajute cu ce poate, dacă ai cumva nevoie. Directorul gospodăriei Moldova, domnul Andrei Cojocaru, ne afirmă printre altele. Cum putea satul acesta, cu așa oameni buni, oameni de treabă, harnici, frumoși, cum se cade, să dispară? Cum de îndrăznit unii șefi de altă dată să pună cruce pe sat? Cum că-i fără perspectivă? Oamenii de secole muncesc, cresc pâine, își duc odrasele, au un destin mare. Parcă ar putea cineva să-i prăștie ca pe niște potărnici. Ei sunt mândria noastră, mândria acestui mileag, sunt cea mai mare bogăție. Ei produc bunurile materiale, ne hrănesc, ne înnobilează și nouă viața. Și aici e un fel de legendă a acestei așezări omenești. E o legendă tot veche, dar și nouă. Cu toamne în ciorchine, cu teasc mustind în ogradă, cu un pahar de tulburel și, desigur, cu o nuntă ca la Sirota. Vine toată lacrima măi, că
Ziceam, sirota e ca o prisacă. Sirota e ca un izvor viu cu susuri din adâncuri. Satul care zumzăie de copii și care susură ca o apă nestăvilită. Satul care există. Lume, lume, soră lume, asta-i lumea trecătoare, unul naște, altul moare. Lume, soră lume. Unul moare, altul naște. Așa e viața. Satul sirota muncește, zămislește, trăiește. A idoma stupului, a idoma sfârcului cu ape, a idoma arborelui înfrunzit. Destino.